Un bărbat din Timiș s-a accidentat la vânătoare, plecase cu fratele lui după mistreți, dar cel împușcat a fost el. În timp ce stăteau la pândă, arma fratelui s-a descărcat accidental, iar glonțul l-a lovit pe bărbat în mână și în piept. Puțin a lipsit să-și piardă viața. Din fericire, medicii l-au găsit la timp. Un accident? Accident, da. E venit clar. Dar cum? Cum? În loc să doboare un mistreț, bărbatul l-a împușcat din greșeală pe fratele său. Când și-a dat seama ce a făcut, a chemat ajutoare și apoi a încercat să-i oprească hemoragia. A reușit astfel să-l țină în viață pe fratele său până când au ajuns medicii la ei. Cum ați fost împușcat? Vă aduceți aminte? Ne spuneți nouă. Am primit un pacient cu o plagă împușcată. În momentul acesta este în curs de evaluare. Glonțul a trecut prin mâna bărbatului și s-a oprit în piept. Îi putea fi fatal, dar medicii s-au mișcat repede. Este echilibrat, este conștient. Urmează să vedem investigațiile paraclinice. În timp ce medicii se chinuiau să-i salveze viața bărbatului, polițiștii au început să-l ia la întrebări pe fratele acestuia. Din primele verificări se pare că acesta a fost împușcat cu armă de vânătoare cu glonț. În funcție de rezultatul medicilor se va realiza încadrarea juridică a faptei. Cei doi frați au permise de port armă și autorizație pentru vânătoare. Documentele nu-l vor scăpa însă de răspunderea penală pe vânătorul imprudent.